2 februarie a fost ziua în care s-a finalizat procedura de evaluare a ofertelor depuse pentru procedura de licitație publică, ce avea ca obiect delegarea prin concesiune a activității de operare a stațiilor de sortare de la Șura Mică și Cisnădie din județul Sibiu. Contractul de delegare prin concesiune a activității de operare a stației de sortare și de compostare are ca obiect principal reciclarea, eliminarea și tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat din zona 1 Sibiu. La procedură au participat 2 ofertanți, ale căror oferte au fost evaluate de comisia desemnată începând cu data de 17 noiembrie a anului trecut, când a avut loc deschiderea acestor oferte.